Credeți că masa critică e mai mare, de fapt, în interiorul coaliției, masa critică la adresa lui Voiculescu, decât cele două, trei voci pe care le vedem cu siguranță public? Cu siguranță. Să-mi fie cu iertare. Eu am mai spus-o și la alte emisiuni în care am fost invitat. Cel mai probabil ca om, încă o dată, nu mă leg de omul Voiculescu nici pe departe, ci ce urmează să vă spun e legat de niște principii. Te-ai urcat pe colectiv. Efectiv, nu că te-ai urcat, l-ai călărit, da? Colectivul. Toată tragedia de la colectiv. E cerut demisia lui Tătaru și acum când ți se întâmplă ție, n-ai avut timp. Tu ești imaculat, tu nu ești de vină, tu de fapt și de drept nu ai fost ministru, nu ești ministru, vei fi ministru la un moment dat. Păi, domnul Vlad Voiculescu, domnule ministru, nu vi se pare că forma aceasta de dublă măsură, tocmai aceea pe care USR Plus o propovăduia, domnule, să nu mai existe, dreptate pentru toți, lege pentru toți, dar dumneavoastră sunteți mai presus de lege, dumneavoastră sunteți mai presus de moralitate, dumneavoastră, eu cred că nici n-ar fi trebuit să se ajungă la un astfel de vot, chiar dacă efectiv o astfel de moțiune pe care am depus-o în Parlament nu avea acțiune directă sau nu i se întâmpla nimic, ci pur și simplu era un bobârnac domnului Voiculescu dat. Eu cred că așa cum doresc cei de la USR Plus să pară niște oameni de o conduită morală ieșită din comun, oamenii noi în politică, oamenii altfel, nu ne arată decât că sunt exact, dar absolut exact ca oricare alt om politic, cu nimic mai bun sau mai puțin bun decât toți cei care au fost din 90 încoace, intră în masa aceea pe care o blamau de oameni plini de, eu știu, scheleți în șifoniere, nu-i deosebește absolut nimic. Când propovăduiau acum, când, cred că o mare parte din cei de la USR Plus, când făceau campania de la Naționale de acum câteva luni împotriva PNL-ului, spunând, știți că au ieșit cu lozinca aia neasumată, PNL egal PSD, aceeași mizerie, eu aș mai adăuga un partid. Aia să fie și USR acolo, dacă tot e mocirlă, tot ați intrat aici. Ce ne mai rămâne? Ce partid ne mai rămâne atunci? Nu e vorba de partide, că nu partidul îți dă valoarea, ci oamenii în sine. Da? Faptul că ești la PNL nu te face mai virtuos. Cu siguranță nici faptul că te afli la USR nu te face nici mai frumos, nici mai simpatic, nici mai devreme acasă, ci pur și simplu ești un alt cetățean ce încearcă să facă politică și sperăm noi că inclusiv cei de la USR să îndrepte lucrurile mai bune sau mai puțin bune făcute în ultimii 30 de ani de zile. Din păcate, ne arată aceleași practici pe care le blamau, da? Uitați-vă modul în care își pun oamenii prin ministere, uitați-vă cu ce figuri vin. Bun, am înțeles. PSD-ul n-a fost bun, nu e bun, pentru USR niciodată nu va fi bun. Am înțeles. Se dorește desființarea acestui partid. Bun, pot să înțeleg la nivel de propagandă, la nivel de eu știu, strigăt, așa, cât să-ți agiți fanii, pot să înțeleg. Dar vino și fii altfel. Din păcate, ești absolut, dar absolut la fel ca oricine altcineva. Și eu cred că faptul că USR Plus scade vertiginos în toate măsurătorile, inclusiv în ale lor, ne arată faptul că oamenii, de ceea ce le era frică, n-au scăpat. Și anume că vor ajunge efectiv la putere. Vor trebui să demonstreze că sunt altfel, că au cu cine și că au cu ce. Și de fapt și de drept își dovedesc limitele mult mai înguste decât a oricărui alt partid, iar oamenii văd. Au venit cu o bulă, au creat o bulă, un balon de săpun care acum s-a spart sau se sparge și le se sparge exact în cap. Cel mai probabil, dacă vor continua și să vor încăpățâna să rămână la guvernare,
Eu vă spun că maxim o lună, un an de zile, eu cred că va fi un partid de maxim 10%. Maxim 10%.